Bun găsit, stimați spectatorii la ordinea de zi. O nouă zi agitată, cum sunt foarte multe în România. N-au lipsit nici astăzi evenimentele foarte importante. Am trecut pe lângă acea miercure neagră de care se temeau anumiți politicieni și vreau să vă spun că au trecut anumite lucruri, însă, să zicem așa, probleme de acum încep. Cei doi senatori cărora trebuia să li se ridice astăzi imunitatea sau erau propuși nu trebuia neapărat. Bine, așa spun unii, mai ales dintr-o anumită tabără politică, dar din punct de vedere democratic, democratic și legal, spunem că putea să li se ridice imunitatea. Cererea era DNA, Era vorba de Darius Vâlcov, fost ministru al finanțelor, care a venit la tribună și a spus ridicați-mi imunitatea, am nicio problemă, mă duc să mă apăr în instanță și din câte am înțeles este și pregătit să facă foarte multe denunțuri, așa că nu e exclus ca într-o perioadă scurtă să scape de probleme sau o mare parte din ele. Și cazul Șova, anticipat de undeva că, să spunem așa, o parte din senatorii îl vor proteja, Până la urmă, votul a fost pentru ridicarea imunității, dar nu s-a respectat vormul. Acum avem o întreagă dezbatere din punct de vedere al curții constituționale, că în Constituție se ia numărul de voturi majoritate dintre cei prezenți, nu dintre cei care sunt cu uh, membrii ai Senatului, deși în regulamentul Senatului se spune expres. Că știți că a mai fost discuția asta la Elena Udrea. La Elena Udrea, în regulamentul care de deputat, nu se spune care majoritate și s-a mers pe, pe, aceea nu calificată, ci pe cei prezenți. De data aceasta, în, în cazul Senatului, s-a luat act de acest, inclusiv reprezentantul Partidului Național Liberal a semnat procesul verbal, prin care lui Șova nu i s-a ridicat Acum, imunitatea parlamentară, bine, nu e exclus ca în perioada următoare să mai avem cereri similare de la DNA sau Curtea Constituțională să constate altceva. Deci, scandalul e în floare, și astăzi a și venit și o să discutăm despre asta: că a revenit, așa, prin declarații publice, contradictorii, o să vedeți, ideea alegerilor anticipate. Știți că atunci, în noiembrie-decembrie, pe valul uh, prezidențialilor, Vorbeam de alegeri anticipate, deși prin Constituția României, aceeași Constituție care tot vrem să o schimbăm, declarativ că nu ne atingem de ea, asta e altă treabă, nu prea poți să ajungi la anticipate decât în momentul când cad mai multe guverne. Dar vă spun, astă seară noi am găsit soluția, vă propunem cum se pot face anticipatele. Dăm soluții să vedem dacă politicienii le pun în practică, măcar ăia de propun acest lucru. Bun, ne întoarcem la Darius Vâlcov, pentru că fostul ministru al finanțelor a și fost reținut astăzi, pentru 24 de ore, de procurori de nea, în dosarul care este acuzat de trafic de influență, după ce ar fi intervenit pe vremea când era primar al Slatinei, în atribuirea unor contracte către un om de afaceri. Senatul a aprobat miercuri după amiază, deci astăzi, cererea procurorilor anticorupție de reținere și arestare preventivă a lui Darius Vulcov pentru trafic de influență. Imediat după votul din Senat, fostul ministru s-a prezentat la sediu DNA, în alta curte de casație și uzeție, urmează să decidă joi dacă Darius Vâlcov va primi mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. Vă spuneam, dacă acolo e cu primul caz cu duși întors, al doilea, știți, vă prezentam aseară, lingourile, chestii, hmm? destul de greu să justifice ministrul de finanțe, fostul ministru de finanțe, acele sume ce am eu o nelămurire mare și o să o vedem în perioada următoare, știți, ăsta lăsa să se ifu în paza unui alt deputat, Bărbulescu sau ceva de genul ăsta, tot pe delis, tot trecut la PSD, să-l păzească și ăsta l-ar fi denunțat. Problema este că ambii cred că ar putea să spună mult, multe, mult, multe, despre ce s-a întâmplat prin anii aia, 2008, 2009, 2010, care interesează la acest moment uh, stemă de cercetare la DNA. S-ar putea să avem surprize pentru fostul partid de guvernământ, despre cum s-au dat banii de campanii și altele. Uh, acum, în cazul ăsta pentru care este arestat are acum Darius Vâlcov și pe care mărturisesc din nou nu văd de ce trebuie să fie reținere, eventual și arestarea pe 30 de zile, pentru că cazul s-a petrecut haha, acum câțiva ani. Deci poți să treci direct, îl trimiți în judecată după ce îl probezi și îl judeci, da în fine. Deci potrivit DNA, în anul 2009, Darius Vulcov a primit în calitate de primar al municipiului Slatina 2 milioane de euro de la Teodor Berna, administratorul al Radio Radion, pentru a acorda acestei firme contracte publice pentru obiective situate în municipiul Slatina, orașele Scornicești, Piatrau și Drăgănești. Faptele ar fi fost săvârșite în perioada 2009-2013. A mai crescut perioada, dar apropo de acest lucru, deci în acel dosar, exprimarea ziariștilor de la, eu am citit de pe site-ul Horn News, am citit această știre, au o, o, problemă de exprimare, în sensul că era și pe raza Slatinei, dar nu țineau. Acele contracte n-au ținut niciun moment de primărie, deci nu el le-a dat. El trebuia să intervină, că de ai trafic de influență, trebuia să intervină la uh, Consiliul Județean sau cine uh, sau celelalte direcții de pe acolo ca să poată să facă ceva în această direcție. Om trăi și om vedea, dar se pare că Dragoș Vulcov e foarte hotărât să se pună pe scris. Va deveni un romancier de succes în următoarea perioadă cu editura DNA pentru binele e, omen e, omenirii și, bineînțeles, cu siguranță pentru e, binele cetățenilor de la Slatina. Dar că vorbeam de acest, de acest caz Uh, și este evenimentul numărul 1 al zilei, uh, deci avem arestarea lui Vâlcov și deocamdată, cel puțin, uh, avem situația de la... Uh, situația de la Senat cu Lucian Șova, cel care uh, uh, Până la urmă, deocamdată, nu poate fi urmărit de către anchetatori. De fapt, e un fel de a spune că nu poate fi urmărit pentru că. De deci, Lucian a fost cercetat și în această perioadă. Singura problemă este că nu poate fi arestat la acest moment. În rest, la deputați merge, la parlamentari. În aceste condiții, parlamentarii au, pardon, procurorii au o singură soluție. Fac dosarul beton, ori mai cer atunci, ori direct îl trimit în instanță. Dar e încă, încă o problemă cea legată de acest arest preventiv, care a devenit o armă politică la acest moment, doar în sensul că se folosește în exces. Cred că ar trebui o modificare de lege acolo și am văzut că există preocupări uh, cu preocupări foarte avansate pe, pe această direcție. Uh, bun, acum vreau să vă spun că după votul din Senat, cum e, vă spun, contestat la Curtea Constituțională și nu știu ce, au apărut declarații foarte belicoase din ambele tabere. O să le luăm pe rând pentru că unele sunt extrem de interesante și chiar spumoase. Nu ne-am propus să facem politică la această emisiune, dar sunt legate și o să vă spun de ce ne ducem spre anticipate, că sunt niște probleme. Și anume, Alina Gordiu, copreședinte PNL, spune Ne-am săturat de toată chestia asta, vrem alegeri anticipate. Deși, atenție, parlamentarii liberali s-au comportat cam așa ceva la Vosganian, chiar mai clar. Pentru că n-aveau cum nici PSD-ul să facă, nici PNL-ul, dacă nu colaborau, să-l scape pe Vozgania. Bun, să zicem că am trecut peste asta. Și vrem anticipate. Teodor Atanasiu, fostul ministru al apărării și el, prim vicepreședinte sau ceva de genul ăsta în PNL, spune anticipatele, să așa, o fată morgană, nu putem în actuala Constituție, deci nu avem nicio variantă. Liviu Pop, cel care a fost recent la Târgu Jiu, ministru delegat pentru sindicate și celelalte lucruri, pentru dialog social, are o declarație spumoasă despre, despre Alina Gorghiu, comparând-o cu un personaj de Caragiale, o coana, Leon, o coana Leonida, care vrea să dea piept cu reacțiunea. Reacția deci după ce a fost după această declarație. Acum de fapt ce rămâne și de ce aș vrea eu să discut puțin. Mă inter deci vreau să vă spun că nu știu cât de relevant este acum dacă am putea să facem alegerea anticipată. Deci dacă ne luăm după sondajele aruncate pe surse dacă le iei pe ale liberalilor, o să vezi că ei sunt foarte sus și PSD-ul foarte jos. Dacă le iei pe ale PSD-ului, diferența este mai mică. Dacă faci un sondaj pe stradă, nu te-ai prea lămurit ce și cu. Deci, parcă lucrurile sunt echilibrate. Aici, în gorj, s-ar putea să fie dezamăgirea mai mare și pe fondul în care sunt problemele pe care le cunoaștem în CO. Dar, problema cu anticipatele s-ar putea rezolva simplu. Nu știu de ce apropo că mă întorc la chestia votul la vedere că am mai avut discuția și astăzi în continuare îmi păstrez ăsta chiar dacă am avut vreo două mesaje astăzi extrem de interesante uh, nu se poate face la votul la persoană vot, vot la vedere deci e o problemă de lege dar aș vrea să vă spun că există o soluție foarte simplă să avem anticipate adică avem în momentul o poziție care nu reprezintă, deci nu are majoritate, că dacă ar avea, o, ar schimba guvernul. Bun. Tot ce reprezintă o poziție, eu zic că dacă și-ar da demisia în bloc, din Parlament, și a spune, noi nu ne mai întoarcem decât dacă facem anticipat. Pun pariu, și vă spun, aș putea să dau scris chiar pe ideea asta, cu siguranță ar rămâne în site guvernul și actuala coaliție, cu siguranță ar trebui să plece și ei din Parlament și atunci automat ar trebui să facem alegeri anticipate. Se riscă cineva. Dacă da, avem alegeri anticipate în următoarele două luni fără cea mai mică problemă. Eu vă spun de pe acum răspunsul, nu cred, pentru că la cât costă un scaun de parlamentar, parlamentarii respectiv și-au luat scaunul pe vreo patru ani, că doar pentru aia au plătit, au plătit, și ca urmare nu cred de dragul nimănui, nici al, al liniei Gorghiu, nici al lui Victor Ponta, ca să echilibrăm taberele, nu pleacă nimeni din Parlament ca să, ca să ce? Să faci alegeri, poate nu mai ieși, poate se restructurează, se restructurează colegiile sau facem vot pe listă. Și de fapt aici este problema. Cum facem? Bun, să zicem că am face pașii aceștia, se retrag din Cum facem alegerile? Mergem tot pe legea veche? Cu siguranță vom ajunge tot la un parlament de ăsta, nu de 300, de dublul 300, pentru că și acum avem vreo 500... și ceva. Bine, cu ce mai arestat de nea, cred că ne apropiem de 500. Deci, problema e următoarea. Și cred că asta am văzut în Parlament. Noi trebuie să umblăm la lege. Adică, dacă acum vrem să facem și știți că nu avem voie cu șase luni în anul alegerilor să umblăm, da? Bun. Deci trebuie să pregătim aceste lucruri, să schimbăm legea. Pentru că altfel, dacă facem alegeri pe aceeași lege, vom avea aceleași probleme. De ce nu se încearcă acest lucru? Deja suntem noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, sfârșit de martie, da? Dar au trecut deja 5 luni sau 4 luni și ceva. Deci deja puteam să avem o lege clară a votului. Noi facem, ba, facem votul prin corespondență, ba, ne mai întâlnim o dată ca să vedem cum alegem președinții de dețene, de ba, nu ne convine așa, ba, ne convine la primari, și nu se vor pune, părerea mea, că clasa politică, și am, am făcut pauză ca să nu pun virgulă, uh, nu se va pune de, prea curând de acord asupra acestor lucruri. În primul rând că pe unii avantajează ceva pe ceilalți altceva. Pe de altă parte, nu prea că zicem noi, haideți sunt și parlamentarii, sunt tot oameni. În sensul că își urmăresc interesul propriu. Și să știți că dacă noi ăștia, cetățenii simpli, avem cumva, fiecare ne urmărește interesul propriu, e normal. Dar suntem în niște limite. Să știți că parlamentarii care au sărit calul și sunt acum pe la DNA în diverse faze sau sunt la Mititica, n-au avut nicio limită. În aceste condiții, nu vă așteptați să vină soluțiile de la parlamentari. Părerea mea. Dar, de asemenea, avem niște lideri politici care se revendică de a fi extrem de vertical, ba din contră se visează, gen Alina Gorghiu la Camera Deputaților ca lider, Vasile Blaga la Senat. Sunt oameni și care au mai fost, cel puțin Vasile Blaga a mai fost președinte de Senat. Ce vreau să spun? De la ei ar trebui să vină soluția. Cum? La fel poate veni de la Tăricianu, poate veni, poate veni de, la ce, de la Zgonea și ceilalți. Trebuie să avem o limită în toate. Noi, la acest moment, consumăm o enormă energie, atât puterea cât și opoziția pe ce? Scoalte tu ca să mă așez eu, indiferent din ce parte am privit. Bine, acum sunt unii la putere, dar se poate face schimbarea și același lucru ar fi. Deci cred că energia ar trebui să se consume pe ce? Pe o nouă lege electorală, pe modificarea Constituției, pe regionalizare, pe... Și sunt codul fiscal, apropo, că se zice că e cel mai liberal cod fiscal care putea să-l dea România. N-ar fi normal ca pe acest cod fiscal să se discute, adică să se pună amendamente, să-l facem cât mai bun și să-l să, avem, să aplicăm. Noi ce facem? Nu facem nimic în această direcție. Ba, facem ce am făcut cu codul penal și de procedură penală. Codurile acestea au tot fost lucrate pe vremea lui Cătălin Predoiu, cel care se prefigurează să fie nou prim-ministru. Au venit, au intrat în vigoare pe vremea când la PSD era la guvernare, dar se pare că juriștii ăștia mulți care sunt prin diverse guverne și în fostele și în actualele, inclusiv la nivel de premieri, Boc, uh, Ponta, de juriști de meserie, n-au văzut ce hipopotani se ascund în acele articole de lege și vedem cu fiecare zi că sunt tot mai multe probleme cu legislația și că aceste coduri pe care noi le-am văzut, așa, reformatoare, toate celelalte, vedem că mai sunt probleme și că trebuie corectate. Bun, deci asta ar trebui să fie pe agenda Parlamentului și corectarea acestor, um, acestor legi. Noi ce facem? Ba pe și tot așa. Deci cam asta face putere și opoziție la acest moment. Când, spuneam, prioritățile ar fi, trebui să fie altele. A, ah, avem majoritate, opoziția actuală, are majoritate la acest moment. Poți să dea, e democratic, poți să dea jos cu puterea. Dar noi, de fapt, cum facem? Negociem, construim coaliții din umbră, facem alte lucruri, dar nu facem de fapt. Noi ne lăudăm că le facem. Crem doar presiunea, adică oamenii, cei care ne uităm la televizor, să zicem, mamă ce lucrează, dar de fapt nu pot să facă mă, nimic altceva, că trebuie să-i dea jos pe ea. Și asta pentru cei de, care suporterii opoziției. Pentru suporterii puterii este cealaltă. Mă, ce să facă și ăștia? Deci trebuie să lupte să se mențină la putere. Nu au timp să facă ce au promis. Și de aici problemele ale politicii dâmbovițene valuri care, iată, ne, uh, ne consumă timpul foarte ne consumă foarte mult timp și nouă și celor care sunt în mijlocul trebii, cum s-ar spune, politicieni. Uh, acum vreau să vă spun, ca o paranteză, și știu că îmi voi atrage foarte multe critici, dar de la unii, de la unii mai echilibrați sau mai naționaliști nu va fi așa. Încoată, bun, s-a întâmplat ce s-a întâmplat la nivelul Senatului. S-a mai întâmplat în cazul vozganian, deci nu-i primul caz, au mai fost și alte cazuri. S-a întâmplat pe, scară, pe bandă rulantă uh, mai de mult înainte de alegerile din 16 noiembrie. Cu ridicarea imunității. De fapt, acum imunitatea, majoritatea parlamentară a mers pe, să spunem așa, pentru uh, suspendarea imunității lui uh, lui Șova. Uh, Lu... Bun, dar vreau să vă spun că nu e în regulă deloc într-o țară liberă. Țară liberă. Membră UE, NATO și altele. Ca Ambasada SUA să spună, să ne dea lecții de fiecare dată, să comenteze cum se face. Știți, aceeași ambasadă n-a comentat nici măcar o dată faptul că România a plătit miliarde de euro aiurea firmei Bechtel pentru nimic. Da, pentru nimic. Ba din contră, nu știu de ce dar nu se anchetează cazul respectiv, pentru că noi am dat acolo vreo 4-5 miliarde de euro sau de dolari pentru nimic. Deci noi am dat până la final o sumă mai mare decât tot contractul pe care îl semna să năstase pentru toată autostrada. Deci, eu cred acolo, în ce am văzut acum, în cazul Microsoft, EADS și toate celelalte, că și acolo s-a întâmplat ceva. Dar americanii acolo nu văd nimic. În schimb, au treabă să ne dea nouă indicații cum votează ăia și ce au făcut și că de fapt și nu știu ce. Deci nu mi se pare în regulă. Acum că au dreptate, au. Sau parțial zic au. Problema e că cum ți-o spun și ce asta? A, ah, că, pe su că așa la nivel de ăsta, te sună ăsta care ține loc de ambasador sau viitorul ambasador sau știu ce. Bă, n-ați făcut bine nu știu ce și că ar trebui să nu știu, ce, e una. Doar când tu o faci publică chestia asta, înseamnă că noi suntem o țară bananieră, de-aia o colonie în care tușește, se tușește la Washington și se răcește grav la București. Nu e în regulă. Nu e în regulă, vă spuneam, într-o țară într-o țară democratică, până la urmă suntem o țară democratică, asta ne-o recunosc, ne -o recunosc toți, toți. Uh, apropo de uh, ce se poate întâmpla la granițele noastre și uităm de foarte multe ori de acest lucru, aproape de granițele noastre, la nici 300 de kilometri de Moldova, se întâmplă, e un război civil în continuare, în desfășurare, și ce este mai grav, se ascut săbile de o parte și de alta la figurat. Am putea avea un război în toată regula în care NATO ar putea să hotărască la un anumit moment chiar să zic eu, să intervină direct. Părerea mea ar fi că nu vor interveni niciodată pentru că Rusia e o putere nucleară și nu cred că se va risca cineva să declanșeze un asemenea război. Pe de altă parte, aceste, această zonă de conflict ne afectează din ce în ce mai mult și ne afectează economic. Vedeam acum într-o seară producătorii uh, producătorii agricoli care spun că nu mai fac față, deja se simte o concurență acerbă pe piața românească de produse venite de afară care se desfăceau înainte pe piața din Rusia, care vin acum în România la prețul de dumping și care Practic, falimentează producătorii români, a câți au mai rămas. Statul român nu face nimic sau nu poate, sau nu este lăsat. Deci, ar trebui să ne gândim la acest lucru, pentru că, altfel, nu știm ce, ce se va întâmpla în, în viitor și până se termină acest război care, teoretic, ar trebui să ne aducă avant a, război, conflict. Care ar, care ar trebui să ne aducă avantaje pentru că zona Ucrainei nu mai devine o oportunitate de, de afaceri, iată că deocamdată noi suportăm consecințele și suportăm presiunea capitalului străin. Acum sunt și alte știri importante ale zilei. Una dintre ele. Apropo de comisia electorală de care vorbeam, uh, astăzi s-a discutat, uh, uh, să spunem așa, la nivelul Parlamentului votul prin corespondență uh, și pentru cei din diaspora, și mărturisesc că deocamdată încă am dubii asupra lui. El poate fi folosit în cadrul alegerilor prezidențiale, alegerilor parlamentare, alegerilor pentru Parlamentul European și în cazul unui referendum național. Încă ceva apropo de știrile zilei. Guvernul a aprobat proiectul de cod fiscal, așa cum premierul, și proiectul de procedură fiscală. O să revenim asupra lor pentru că sunt, să spunem așa, știrile zilei. Nu înainte de a spune că la ce circulă momentul, de fapt premierul a anunțat și cu asta am să încep subiectul acesta, e un subiect foarte important, premierul Victor Ponta a anunțat miercuri că taxa pe valoare adăugată ar putea fi redusă, măsura urmând să fie adoptată în luna aprilie, variantele propuse fiind scăderea TVA la 20% sau reducerea la 9% pentru alimente. Șeful executivului a subliniat că, indiferent de decizia luată în aprilie, de la 1 ianuarie, cu siguranță, atât cota generală cât și cea referitoare la produsele agricole de bază va fi redusă. În cazul în care guvernul adoptă în aprilie, una din cele două măsuri de reducere a TVA a urmat să, se, să intre în vigoare la 1 iunie. Deci, foarte, foarte important pentru, pentru români, după aberația aceea Cotei de 24% printre cele mai mari din Europa, cobărâm, să spunem așa, în lumea normalului. Personal, mă gândesc că am avea, am avea mai mari șanse să uh, aplicăm TVA-ul de la 1 ianuarie. Apropo de dezechilibre, dar faptul că guvernul poate să meargă pe o asemenea variantă, cel puțin teoretică înseamnă că lucrurile nu sunt atât de rele. Acum rămâne problema negocierilor cu FMI-ul, femeiu care s-a lăsat, s-a arătat foarte reticent la măsurile care se preconizează dinspre partea guvernului. Deci femeiu nu, nu merge pe varianta cu tăieri decât dacă ai ce să pui în loc. Acum, la momentul ăsta, guvernul nu prea poate arăta, cum nu putea arăta nici anul trecut, ce pune în loc. A, știe că din punct de vedere economic, orice tăiere de taxă sau ceva, s-ar putea să aducă mai mulți bani la buget, că intră mai mulți contribuabili din zona gri. Banii vin, dar cum nu sunt demonstrabili acum la început, femeii nu se riscă, nu se acceptă chestiile astea, deși sunt singurele șanse să mergi înainte. Problema care se pune este ce facem cu economia, pentru că semnalele dinspre economie, deși au fost pozitive, cel puțin până la sfârșitul anului, sunt din ce în ce mai negative la acest moment. Și de ce sunt negative? Foarte simplu. Foarte multe uh, firme private sunt blocate la acest moment pe investiții. Sunt firme, unele firme mari, în general românești, care nu pot să deruleze investiții, au câștigat licitații, licitații importante, de la învelopări de blocuri sau de construcții de noi locuințe și până la uh, lucrări de aducțiuni de apă, de canalizări și alte lucruri, deci lucrări foarte importante. Totul e blocat. Totul e blocat că la o anumită primărie, deși, să spunem, s-a câștigat PSAP, nimeni din primăria aia de la primar și până la ultimul funcționar nu mai vrea să semneze nimic. Că îi frică că le ia de neau. Problema e alta. În unități private, în firme private, deși a câștigat licitația, totul e blocat, nimeni nu îndrăznește să facă un pas într-o anumită direcție, că dacă o fi ceva greșit, mai ales că hățișul legislativ din România este groaznic. Suntem la acest moment blocați. Și situația este mult mai gravă. O spun specialiștii, nu apare de regulă, nu prea se dă pe presă. Dar vă mai spun un lucru. Proiectele europene sunt îngăleată la acest moment. Pe fonduri europene nimeni nu se mai riscă să facă cheltuieli pentru că pe de o parte a apărut acele informații ca anumite, să zicem așa, linii de creditare sunt blocate de, Uniunea Europe de Comisia Europeană, pe de altă parte, e aceeași problemă. Dacă semnesc chestia asta și după aia mă ia DNA-ul pentru nu știu ce. Plus că cine să mai riște? Deci gândiți-vă că un funcționar dintr-o primărie are acolo un 2-3 de lei salariu, ăștia care sunt plătiți bine, și trebuie să semneze pentru câteva miliarde, zeci sau poate sute de miliarde de lei vechi. Vă dați seama care are, are coșmar numai când se gândește, și mai ales că se gândește, bă, dar dacă mă trezesc că apoi aflu că eu fac, am făcut prejudiciul respectiv. Deci vreau să vă spun că asta e fațeta cealaltă a perioadei de anchetă. Acum, ce ar putea să fie, o să ziceți, da, bun, dar care se știe cinstit, trebuie să lucreze. Păi bun, se știe, sunt foarte, sunt foarte mulți oameni cinstiți în țara asta. Nu cred că se-și imaginează cineva că 23 de milioane sau 23 de milioane cât a spus că s-a spus pe vremea ca să rămână în 2012 Băsescu președinte. Noi suntem vreo 17-18 milioane. Bun. Ăia, 17-18 milioane, nu, sunt toată, nu e toată lumea hoț. Asta clar, mare parte din acești oameni sau din cei 5-6.000 de angajați sunt cu scaunul la cap. Deci, nu se pune problema asta și nu se riscă cu. nu se riscă cu aceste... cu aceste lucruri. Problema care se pune este că a intervenit această teamă. Dacă nu fi ceva în regulă, dacă pentru, nu știu, o semnătură, pentru nu știu ce nu s-a completat risc să mă salte DNA-ul sau dicotul sau parchetul sau anaful sau ce o mai fi. Deci este o problemă și cred că acest lucru se va repercuta în următoarele luni pe o scădere economică. Nu facem investițiile, avem bani și banii nu se cheltui. Să știți că nu e o figură de stil. Am văzut foarte multe comentarii, am discutat cu specialiști, cred că este principala problemă a României la acest moment, faptul că această teamă se răsfrânge asupra întregii activități. De fapt, ce să mai vorbim de primarul, de funcționarul, de nu știu ce, când sunt miniștri care nu mai semnează nimic, nu poți să numești un ministru de finanțe sau ceva, că să nu se riscă, zice, domne, dar ce dracu am făcut eu în primul rând că e vorba de salariu, nu vin de la câteva mii de euro pe lună sau zeci de mii, nu vin la o mie de euro la guvern. Bun, și dacă vin, mă risc ca să-mi controleze ea toată viața ce-am făcut în ultimii 20-50 de ani, că poate fiecare la rândul lui are niște scheleți în dulap și care nu, te, nu se găsesc decât dacă apari în centru atenții. România... România de de anul 2015. Mergem mai departe. Apropo de de știrile de știrile zilei. Vreau să vă spun că astăzi e, au mai fost să zicem așa Deputatul PNL Teodor Nicolescu a fost trimis de colegi la Beciu Domnescu. Din limele, știți cum spunea Mazăre că arestul DNA-ului sau arestul Poliției Capitale este Beciu Domnesc. Acum vreau să vă spun că la București au început protestele în piața universității. Asta cu mitingiștii de la București, aia câteva mii, să vă spun, nu sunt de luat în seamă. De ce? Foarte simplu. ăștia mitingiști de profesie. Ce apropo de ONG-uri, de interes? Vă spun foarte simplu. Persoanele respective sunt ăia care l-apărau pe Băsescu în 2012 sunt aia care înainte de 2012, pe sfârșit de an 2011, început de 2012, cereau jos guvernul Boc și apoi guvernul Mihai Răzvan Ungurean. Sunt aia care, în, să spunem așa, în lunile, în zilele campaniei electorale, spuneau vrem să voteze cei din diaspora. Acum sunt, se specuia, deci ei trebuie să aibă un meeting, să aibă o tentă. Nu știu că sunt acum, meeting-ul abia a început, sau în orice caz nu par foarte mulți, dar nu cred, nu cred că sunt relevanți, iar la acest moment, apropo de votul în cazul show, vă spuneam, sunt două lucruri de așteptat, anume, ori Constituțională spune că, bine, ce spun uh, apropo de chestia asta, ce scandează protestatarii în București. Ponta nu uita, o să ajungi la DNA, ieșim în oraș, pleacă victoraș, parlament penal, marș la tribunal, DNA curăță politica, presa și jandarmeria apără hoția, anticipate nu se mai poate, noi nu șovăim, dar șova lua știri, în fine. Deci, foarte simplu. Ori Curtea Constituțională spune că votul a fost ok și mă aștept la asemenea chestii și atunci merge, să spunem, spre arest. Ori a doua variantă, DNA-ul care are dovezi suficiente, poate face, dar venim cu alte, atenție, cu alte argumente, poate face o nouă cerere la Senat pentru ridicarea imunității. Deci ce simplu? Și legal. Și fără să mai ieșim în stradă și nu știu ce. Deci, sunt simple soluțiile la acest moment. Și uh, se pot aplica oricare din ele sau poate mai sunt și și alte și alte variante. Uh, acum uh, faptul de a spune, deci încă o dată spun și mă repet. Imunitatea parlamentară singura ei atribuție, asta este. Deci, dacă nu o poți folosi că îți spune unul sau altul că tu trebuie să ridici imunitatea, deși și nu ești convins de acest lucru și așa e legea la acest moment, bun, modificăm legea, asta e altă treabă. Dar, puterile statului au fiecare imunitățile proprii. Așa e Constituția. Trebuie să modificăm Constituția. Și eu sunt de acord și cred că așa ar fi normal, să ridicăm toate imunitățile din toate domeniile. Cine greșește, plătește și atunci n-ar mai fi nicio problemă. Dar la acest moment, toți avem, sau o mare parte din populație, merge doar pe Parlament. E adevărat că sunt foarte mulți penali în Parlament, dovadă ce s-a întâmplat în ultimul timp. Dar, practic, Parlamentul n-a blocat decât în vreo două, trei cazuri, acum, aceste lucruri, și le pot fi corectate. Deci la mâna DNA să corecteze ori printr-o nouă cerere, ori varianta aceea cu acel vot. Problema este <coughs> Ce se va întâmpla dacă Curtea Constituțională va decide că e ok? Cum s-a hotărât? Pentru că în varianta asta avem situația Elenei Udrea, care printr-un printr joc așa al soții s-ar putea trezi în libertate, să spunem așa, în urma acelei decizii. Interesantă viața politică românească. Promiteam că abandonez subiectele, și politice, și juridice, că ele sunt la ordinea zilei, și ne îndreptăm atenția spre județul nostru drag și bun, pentru că la acest moment uh, 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 se s-au întâmplat diverse lucruri. E, și în, și în, județul Gorj. Știți perchezițiile de zilele deci de ieri. Ele până la urmă nu s-au soldat cu surprize în județul Gorj, doar o firmă din Motru s-a trezit s-a trezit cu să spunem așa oamenii legii au găsit vreo 8 miliarde de lapidare sau în orice caz evaziune. Și acolo sunt probleme, deci în zona Motru s-a găsit această chestie. O persoană din Ilfov a fost reținută după 21 de per, după cele 21 de percheziții care au avut loc ieri la firmele de construcții și de material de construcții din Goș. Dosarul vizează emiterea de documente de plată fără acoperire și o evaziune estimată de 4.200.000 de lei bine, ieri comunicatul era mai bombastic, așa mai ăsta. Acum văd că a fost mai ponderat și vă spuneam, s-a descoperit o singură oră, dar important, o miliarde de evaziune sau 800 de lei e o sumă. Avem un nou caz de TBC la, la SADU. Și vreau să vă spun, dacă vă mai aminte, că a mai fost un, un asemenea caz anul trecut, cred. Acum o elevă de la școala gimnazială din Bumbejiu, județul Gorj, este bolnavă de TBC, fiind internată de 3 săptămâni. Sunt suspiciuni că alți elevi de la clasa a 2 și a 8 10 copii urmând a fi aduși astăzi la Târgu Jiu, erau astăzi la Târgu Jiu, la analize. Din câte am înțeles, a fost cerut acordul inspectoratului școlar ca în școala de la Sadu și în Colegiul Economii Virgil Magiaru să se facă o deratizare, dezinfecție, dezinfecție, în orice caz să se evite și din fericire nu sunt alte cazuri care să confirme cumva problemele, să spunem așa, de genul TBC-ului. Din nefericire, ce nu spunem noi la acest moment și ar trebui să spunem, tbc știți că este o boală a sărăcii. Asta arată sărăcia din Gorj și înregistrăm din ce în ce mai multe cazuri și în zona Sadu, unde e o zonă afectată economic foarte mult de restructurările de restructurările din, din ultimii ani. Că tot veni uh, vorba de Gorj, ne exprimăm și noi... Uh, să spunem așa, compasiunea pentru o pierdere importantă printre oamenii de afaceri din Gorj. Uh, Marcel Avramescu, om de afaceri din Târgu Jiu, uh, a dispărut seara trecută în urma unui, unui infart. Cunoscut om de afaceri la, la un anumit moment, un om deosebit. Din păcate de sus a simțit în urma unui, unui infart. Condoleanțe familiei indoliate și iată că uh, mai mare un om important din economia, din economia județului. Mergem mai departe și ne îndătăm acum atenția spre, să spunem așa, uh, la ce se întâmplă la acest moment în, pe plan național. Că știți că noi tot uh, vorbim și aici la această emisiune, citiți prin ziare, vă uitați la televizor și nu vedeți decât aceste știri de natură juridică, are arestări, cercetări, percheziții, toate celelalte. Dar să știți că România reală mai trăiește și altfel se mai fac și lucruri frumoase. Sunt două lucruri frumoase care se întâmplă în această săptămână uh, și la nivelul gorjului și la nivelul țării. Una dintre ele, unul, unul, din acest lucru, unul dintre aceste lucruri frumoase pe care le anunțam și noi, e Miercurea trecută într-o emisiune, într-o ediție a Viața Gorjului, într-o ediție specială. Uh, vineri seara, uh, când se împlinesc 97 de ani de la unirea Basarabiei cu România, vineri seara la 19.18 minute, va porni un marș organizat de acțiunea 2012, un marș al tinerilor cu un steag foarte mare adus din Basarabia, va pleca de la masa tăcerii și va ajunge la coloana infinitului unde vor fi lansate 97 de lampioane. Fiecare lampion pentru, uh, pentru un an din această istorie de 97 de ani. E o manifestare a tinerilor pe care o salutăm încă o dată și cred că ar fi bine cei care puteți să participați la această manifestare pentru că ne arată solidaritatea cu frații noștri din Basarabia. Din păcate, politicienii au cam uitat aceste lucruri. Uh, vreau să vă spun că în ultimul timp și președintele, și premierul, și ministrul de externe, diversi alți oficiali, merg și în Ucraina, merg și în Basarabia, în Moldova, la Chișinău și vreau să vă spun că sunt niște probleme în zona respectivă. Și în Basarabia, în Republica Moldova, românii adevărați au probleme. Nu mai vorbesc de cei nu mai vorbesc de cei care sunt în, în Ucraina în care au se confruntă cu o situație dezastroasă. Ar fi normal pe undeva ca clasa politică românească să fie mai preocupată de aceste lucruri. Din păcate nu se întâmplă aceste lucruri. De ce nu se întâmplă? Uh, nu am înțeles foarte exact. Știm că se ducea foarte des uh, la Chișinău și Traian Băsescu, se duce și președintele Iohannis, se duce și premierul. Din păcate, nu se întâmplă mare lucru. Încă nu se întâmplă. Uh, am trecut peste asta și mi-a lăsat ultimele minute pentru sărbătoarea de astăzi, și nu mă refer la sărbătoarea religioasă, blagoveștenile sau ceva de acest gen, ci mă refer la ziua poliției române. S-193 de, de, ani de istorie modernă a poliției române, în toate unitățile mea ei din țară, cele ale poliției, a fost sărbătorită ziua poliției, inclusiv la Gorj, copiii au mers să vadă în ce constă activitatea poliției. Un lucru de ziua porților deschise este foarte importantă. Poliția constituie un detașament foarte important în viața de zi cu zi. De felul cum își fac polițiștii treaba depinde siguranța noastră. Și să știți că spre deosebire de alte țări în România, în România lucrurile stau mai stau mai bine, în sensul că avem siguranță pe stradă, nu mai vorbesc la gorjune, unde toate unele lucrurile sunt în general destul de bune, destul de în regulă. Vă spuneam, polițiștii merită toate felicitările pentru activitate și să le spunem la mulți ani pentru activitatea lor de zi cu zi. Bineînțeles, numai cine nu muncește nu greșește, am spus-o de multe ori, sunt și probleme, în activitatea polițiștilor, cum sunt probleme în oricare, spuneam încă o dată, oricare activitate, la oricare, să zicem, segment social sau segment bugetar, dar pe ansamblu, activitatea oamenilor în uniformă este una respectată de populație și ați văzut că și poliția stă destul de bine la aprecierea, la aprecierea popul populației. Tocmai din acest punct de vedere am vrut să remarc acest lucru și faptul că cumva oamenii sunt, uh, au participat uh, la aceste manifestări, dacă a fost cazul sau oricum au o părere bună despre poliție, reflectă cu siguranță activitatea pe care o desfășoară uh, reprezentanții mei. Uh, da, sunt probleme și cu acești angajați, poate au nevoie de mai multe mașini, poate au nevoie de mai mulți bani ca salarii, poate au nevoie de mai multe, multe alte lucruri, cum la fel și în Ministerul de Interne sunt și ciurucuri, cum se numesc, acestea au fost și vor fi eliminate, știți că ieri șefa DNA le-a dat niște avertizmente așa mai... E, mai hotărâte, dar asta este cu totul altă treabă. Deci, încă o dată la mulți ani, polițiștilor, și pentru că suntem la final de emisiune, trebuie să vă mai spun să vă mai spun un singur, un singur lucru, faptul că ne întâlnim și mâine seară la aceeași oră și de asemenea vom vorbi Uh, vom vorbi și de alte lucruri foarte foarte importante poate și, poate și de ce putem să facem ca să o ducem bine și din punct de vedere economic și social și de celălalt dar dacă ști această rețetă cu siguranță politicienii ar aplicau sau nu mulțumesc pentru atenție, ne vedem mâine seară la aceeași oră la revedere